Bună seara din nou la emisiunea Teologia în Actualitate, o emisiune despre adevăruri, adevăruri care ne vizează pe toți, adevărul despre Dumnezeu, adevăruri pentru noi, aceste adevăruri pe care încercăm să le traducem, să le aducem în contextul actual, pentru ca toți cei care ne urmăresc să înțeleagă ceea ce are Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare. În seara aceasta vom vorbi despre unul dintre aceste adevăruri, adevărul pe care suntem tentați uneori să-l evităm, și anume discuția despre păcat. Pentru că nimănui nu-i place să fie pus la colț, în sensul ca să-i fie arătate defectele pe care le are în viață. De aceea, în seara aceasta intitulată emisiunea Învățătura despre păcat, ofensă sau adevăr? Într-o lume a corectitudinii politice în care suntem învățați să evităm anumite lucruri pentru a nu jigni pe ceilalți, pe cei care sunt într-o minoritate sau într-un grup social care se află în inferioritate numerică, această corectitudine politică tinde să ne inhibe în a afirma unele adevăruri despre Dumnezeu. Nu este cazul nostru și nu este cazul invitatului nostru, Corneliu Simuț, care este profesor universitar habilitat la Universitatea Emanuel din Oradea, și spunem bună seara, bine ai venit, Corneliu, la această discuție. Bună seara, Daniel, mulțumesc tare mult pentru invitație. Teologie dogmatică și teologie, istoria doctrinei sunt, cred că, domeniile sau domeniile principale de predare, și faci lucrul acesta de mai mult timp la Universitatea Emanuel din Oradea. De aceea am ales să discutăm despre tema aceasta a păcatului. Ce este păcatul? Pentru că cineva s-ar întreba, bun, ce-i păcatul? Da, complexă întrebare și în egală măsură foarte simplă. Dacă ar fi să o luăm teologic, să zic așa, pentru că nu putem evita aspectele teologice de vreme ce cu asta ne ocupăm, păcatul este o călcare de lege. Dar nu o călcare a oricărei legi, ci este o călcare a legii pe care o dă Dumnezeu. Asta ar fi o definiție, să spun așa, foarte simplă. Dacă ne gândim întotdeauna la posibilitatea de a discuta cu alții care nu cunosc problematica teologică, întrebarea ar fi, păi bine, dar eu de unde să știu care e aia legea lui Dumnezeu ca să nu o calc sau ca să o calc? Așa că, vrând nevrând, musai să-i trimitem pe oameni spre Scriptură, spre Biblie, să vadă despre ce este vorba, dar dacă îi trimitem la Scriptură, ajung la 1300 de pagini, care nu sunt așa ușor de citit, nici pentru cei care ne ocupăm de așa ceva de oarece vreme. Dar dacă ar fi să vorbesc cu cineva acum, să mă întrebe ce este acela păcat, așa cum ai pus tu întrebarea, l-aș trimite foarte simplu, pentru început, la Exod 20, la cele 10 porunci. Să aibă o imagine cât de cât, cum să zic eu, concisă, precisă, clară, limpede, a câtorva așteptări pe care le are Dumnezeu de la noi. Pornind de la ideea că omul respectiv e interesat de o trăire cât de cât morală, frumoasă, cu minte, într-o societate care, știm cu toții, trăiește cum apucă. Deci asta aș face pentru început. Păcatul este o călcare a legii pe care Dumnezeu însuși a dat-o, lege care este foarte ușor de găsit în Scriptură, și l-aș trimite, așa cum am spus deja, la Exod 20. Asta pentru a începe discuția. Și din Exod 20, bănuiesc că acel text din Exod 20, care cuprinde cele 10 porunci, l-ar ajuta pe om să înțeleagă ce nu a făcut. Și de fapt, ceea ce nu a făcut este definiția păcatului. Da, merge și prin excludere, așa, într-o variantă oarecum negativă. Dar după Exod 20 sunt convins că omul ar avea câteva întrebări.
ar avea câteva întrebări automat, vis-a-vis, nu atât de mult de păcat, cât de cine este Dumnezeu, cum acționează Dumnezeu, cum gândește Dumnezeu, de ce ne pune în față lucrurile astea, de ce am trăit noi așa și nu altfel. Prin urmare, m-aș vedea nevoit, după ce primesc astfel de întrebări, să-l trimit la un alt text foarte simplu, Matei 5, Predica de pe munte. Apoi Matei 6, Matei 7. Sunt trei capitole limpezi, ușor de citit, ușor de priceput. Nu e vorba despre fizică nucleară acolo. Oricine își dorește un minimum de, cum să spun eu, de înțelegere a acestei problematici numită de Scriptură păcat, poate începe de la aceste texte, Exod 20 și Matei 5, 6 și 7. Scriptura servind aici, bineînțeles, ca un fel de oglindă în care luminează viața noastră a tuturor, ridică întrebări și ne provoacă la o cercetare lăuntrică unde suntem noi față de acele adevăruri. Învățătura despre păcat este importantă, dar oare de ce? De ce e important să nu excludem, cel puțin la nivel afirmativ, declarativ, întâi de toate, în teologie, învățătura despre păcat? De ce este ea atât de importantă? Importantă întrebare și deja am intuit răspunsul înainte. Învățătura despre păcat nu vorbește neapărat și în primul rând, cum ne-am închipuit noi despre noi înșine. Nu ne pune pe noi, nu ne scoate pe noi în față, ci ne duce în mod cât se poate de direct la realitatea existenței lui Dumnezeu. Pentru că păcatul se definește, așa cum spuneam înainte, ca un fel de călcare, de încălcare a unei legi dată de Dumnezeu. Indiferent că cineva crede sau nu crede în Dumnezeu, simpla noțiune de Dumnezeu atașată a acestei definiții îl obligă, mă obligă să dau detalii. Așa că dacă mă duc la Exod 20, observăm cum de fapt începe toată discuția asta despre păcat. În Scriptură se spune foarte clar, e limpede, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. De aici pornește discuția despre păcat. Discuția despre păcat este importantă, a fost întotdeauna importantă, pentru că ne descoperă de fapt cine este Dumnezeu, cum acționează El, ce așteaptă El de la noi. Mi se spune cum ar trebui să trăim, El de fapt ne spune prin intermediul Scripturii, despre care știm și credem că este cuvântul Său, cum ar trebui să trăim. Este foarte limpede, foarte clar, foarte ușor de înțeles. Deci nu am putea înțelege nici măcar noțiunea de păcat, n-am putea o înțelege dacă am deslipit-o de Trinitate, de conceptul de Dumnezeu, ce alte doctrine, într-un fel, ar putea să nu fie explicate foarte bine dacă am pierde din vedere faptul că noi suntem păcătoși? Cred că nici o doctrină, nici o învățătură pe care noi o găsim în Sfânta Scriptură, în Biblie, în Vechiul Testament, în Noul Testament, nu scapă de această conexiune cu păcatul. În primul rând, învățătura despre Dumnezeu. De ce? Pentru că păcatul este o încălcare a legii dată de Dumnezeu, nu a oricărei alte legi. În primul rând, a acestei legi. Apoi, învățătura despre revelație. De unde aflăm noi despre păcat? Din Scriptură, care este revelația lui Dumnezeu. Este descoperirea de sine a lui Dumnezeu în aceste cuvinte pe care noi le citim, atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Apoi, doctrina despre om. Cine suntem noi în calitate de ființe umane și de ce ni se adresează nouă această revelație? De ce ni se spune nouă cum ar trebui să trăim? De ce ni se spune nouă în calitate, repet, de ființe umane, de oameni, cum ar trebui să ne purtăm față de noi înșine, față de Dumnezeu, față de societate? Apoi, cred că putem lua foarte ușor toate doctrinele la rând. De exemplu, învățătura despre mântuire. Păcatul are o legătură cât se poate de directă cu această
pretenția Sfintei Scripturi de a ne prezenta un Dumnezeu care ne mântuiește, ne scapă. Culmea, de ce? Ne scapă de păcate. Aveam această imagine a lui Hristos care ridică păcatele lumii în calitatea sa de miel al lui Dumnezeu. Vedeți, Scriptura asta are o grămadă de imagini, lucrează cu o grămadă de imagini care se derulează prin fața noastră în tocmai unui film. E foarte ușor de urmărit. Îmi cer scuze pentru analogia asta a filmului, nu mi-am planificat să o zic, dar ia ca mi-a ieșit pe gură. Dar e importantă pentru că ne ajută să vedem că această doctrină, specific doctrina despre păcat, leagă toate învățăturile la un loc. În clipa în care noi suntem iertați de păcate și suntem mântuiți, intrăm într-o comunitate a tuturor celor care, întocmai nouă, au fost iertați și sunt mântuiți. Asta e doctrina despre biserică. Apoi doctrina despre sfârșitul istoriei, despre escaton, despre ce se va întâmpla după ce tot ceea ce vedem aici nu va mai exista sau va exista într-o altă stare. Am uitat doctrina despre Hristos. Cine ridică păcatul lumii? Hristos în calitatea sa de miel al lui Dumnezeu. Și apoi doctrina despre Duhul Sfânt. Cum se realizează această iertare de păcat? Evident, prin acțiunea directă a lui Dumnezeu, intermediată de lucrarea Duhului Sfânt. Dacă ar fi să trecem așa cu viteză de Formula 1 prin toată Scriptura de la Geneza la Apocalipsa. Deci toate doctrinele sunt la fel de importante și își găsesc noima, sunt ușor de explicat făcând referire la hamartologie sau la învățătura despre păcat. Care ar fi câteva adevăruri fundamentale pe care le avem în Sfânta Scriptură cu privire la păcat? Dacă ar fi să facem un scurt enunț acestei doctrine, care sunt principalele adevăruri pe care ar trebui să le avem înaintea noastră când ne gândim la această învățătură? Bună întrebare! Aș zice că n-ar fi rău să pornim de la definiția de bază a păcatului ca încălcare a legii dată de Dumnezeu. Asta ar fi, să zic așa, temelia oricărei discuții despre păcat. Dar de aici, mișcându-ne spre realitatea păcatului pe care o vedem, așa cum spuneai înainte, în Scriptură, ca într-o oglindă, oglindă în care ne vedem noi înșine și în care îi vedem și pe alții, trebuie făcută o oarecare diferențiere între feluritele niveluri la care se manifestă păcatul. Pentru că, așa cum ziceai la început, păcatul este un termen ofensator, nu place. N-a plăcut niciodată, nu place în momentul de față și nu va plăcea în veci până la final de istorie, pentru că noi percepem păcatul în primul și în primul rând ca o realitate morală. Prin urmare, când cineva ne face păcătoși, ne spune că suntem păcătoși, automat se declanșează noi așa un sistem defensiv, dar asta e puțin ce vrei să spui, că nu-s bun sau că-s rău sau mai știu eu cum aș putea reacționa. Dar păcatul, în primul rând, dacă ar fi să-l analizăm, hai să zic așa, la rece, păcatul se vede în primul rând în acțiunile noastre, în ceea ce facem, în faptele noastre. Și asta este într-adevăr o dimensiune, probabil cea mai vizibilă dimensiune a păcatului, păcatul ca fapte, păcatul ca acțiune. Dar înainte de asta, păcatul ca acțiune este rezultatul a ceva. Noi nu acționăm doar așa robotic, noi acționăm pentru că ceva ne dă ghes. Ce anume ne dă nouă ghes? Ne dă ghes maniera în care gândim. Da? Psihicul nostru, gândurile noastre, rațiunea noastră, sentimentele noastre, voința noastră, întregul complex al activităților noastre psihice, practic, este din nou caracterizat de păcat. Păcatul ca gând, păcatul ca idee, care dă naștere păcatului ca acțiune. Și înainte de păcatul ca idee, să mergem la cea de-a treia, sau hai să zic, poate cea din tâi,
în ordinea inversă a manifestării acțiunilor determinate de păcat, ar fi păcatul ca natură. Apostolul Pavel ne explică că noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre din cauza naturii noastre. Natura e greu de văzut. E imposibil de văzut. Credem că avem o natură umană pentru că ne explică Scriptura că o avem. Și prin urmare o luăm așa, o luăm, cum să spun, la modul cât se poate de direct și nemediat. Dacă Scriptura zice că avem o natură umană, avem o natură umană. Asta are o problemă fundamentală. Și de aici ar trebui probabil să pedalăm într-o direcție mult mai concretă a discuțiilor despre păcat, păcatul ca natură, care generează păcatul ca idee, păcatul ca gând, care la rândul lui dă naștere păcatului ca faptă sau păcatului ca acțiune. Și dacă cumva cineva își închipuie că e ușor de scăpat de păcat, uite, de mâine nu mai fac rele. Bun, mă duc la școală, mă educ, bag în mine o grămadă de informații, aflu cum se trăiește în lumea asta și nu o să mai fac atâtea rele. Ar fi ușor să fie așa. Sau mă duc la psiholog ca să mă învețe cum să-mi organizez gândurile în cap, să gândesc altfel, să raționez într-o altă manieră, să simt într-un alt fel, să iau decizii volitiv într-un fel care să nu fie caracterizat de păcat. Ar fi și asta o chestie foarte simpatică și ce frumos ar fi pe lumea asta dacă ne-am duce la psiholog și am scăpat de păcate. Dar observăm că la școală mergem și păcătoși rămân. La psiholog ne ducem și păcătoși rămân. Ei, cum scăpăm de problema asta a naturii? Și aici vine Scriptura și ne învață. Altă scăpare decât intervenția lui Dumnezeu prin Hristos nu există. Că dacă de fapt ne spală o educație mai bună și de gânduri, nu știu cum ne spală psihologul, de natura noastră păcătoasă nu ne spală, ne spune Scriptura, decât sângele lui Hristos. Este o nouă metaforă cu o realitate concretă în spatele ei. Și ca să beneficieze, cineva de această schimbare de natură care se va răsfrânge în schimbarea de comportament, ce ar trebui să facă? Pentru că ne dreptăm deja spre soluție, am văzut că omul este păcătos și că toți suntem păcătoși și că acest păcat afectează întreaga ființa noastră, începând din lăuntru ființei noastre, înspre acțiunile noastre, cuprinde ființa noastră în întregime și cuprinde și mediul până la urmă unde suntem, va fi afectat de păcat. Ce ar trebui în mod concret să facă cineva pentru a intra în această transformare? Am ajuns la esența Evangheliei, la esența credinței creștine. Și în Noul Testament se spune foarte clar, Domnul Iisus o spune foarte, foarte limpede, veniți la mine, veniți la mine. Apostolul Pavel ne îndeamnă să-L primim pe Hristos. Deci avem cele două metafore a mersului la Hristos sau a venitului la Hristos din perspectiva Domnului Iisus și primirea lui Hristos. Cum ne învață Pavel, cum ne spune și Apostolul Ioan. E, acum, cum îl primim pe Hristos? Că asta e problema, că nu putem să îi deschidem o ușă și să zicem, haide, te rog. Avem noi metafora asta frumoasă prin predici, prin bisericile noastre, deschidem ușa inimii să intre Domnul Iisus și nu este o metaforă greșită, doar că aflăm în Scriptură că, practic, mersul la Hristos, primirea la Hristos, venirea la Hristos se face prin credință. Și credința asta este, în ultima instanță, ne explică Apostolul Pavel, în egală măsură un dar pe care îl primim de la Dumnezeu prin Evanghelie, așa aflăm despre ea. Dar este și o încredere a noastră. Este ca un fel de, de decizie pe care noi o luăm auzind despre Hristos, auzind cine este El, știind ce a făcut pentru noi. Practic, raționăm, gândim despre Hristos. Probabil începem să simțim anumite lucruri vis-a-vis de acest Iisus Hristos care vrea să ne ajute. Și luăm o decizie în privința asta. Și decizia asta, până la urmă, se numește credință. Este o decizie de a ne încrede. Asta e, practic, esența credinței. Observăm în Sfânta Scriptură. Este o încredere în Hristos, adică o încredere în tot ceea ce ne spune El, o încredere în
ce găsim în Scriptură, o încredere în cuvântul lui, o încredere în, cum spuneau reformatorii în secolul XVI, o încredere în promisiunile pe care Dumnezeu le face prin Hristos în Scriptură. Asta e credința, nu-i mare brânză. Doar că e nevoie să facem un minim efort, să deschidem Scriptura, să citim de acolo, să vedem ce cere la modul concret Dumnezeu prin Hristos de la noi. Și spuneam la început, cine nu știe de unde să apuce Scriptura, unde să o deschidă, Matei 5, 6 și 7 este un, este un punct de pornire, după părerea mea, foarte lesne de pus în practică. Evanghelistul Ioan în capitolul 1 spune: a venit ai săi, dar săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele său, le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Foarte interesant că Ioan deja aduce explicația acestui a primi, care este de fapt a crede. Exact. Corect. Cum spuneai. Ioan este probabil... Mulțumesc că ai adus în discuție Evanghelia lui Ioan, pentru că e unul din textele probabil cel mai ușor de citit, cel mai ușor de primit. Ioan scrie cu o căldură pe care o percepe aproape fizic. Te apuci și citești și îți dai seama că scrie cu o dragoste din asta, citind-o din Scriptură, neprefăcută. Înțelegem realitatea păcatului așa cum o prezintă Ioan, dintr-o perspectivă care dintr-o dată ne face să nu ne mai ofensăm așa cum am face în mod normal. Pentru că adevărul este acesta. Revenind la imaginea ta, uitându-ne în Scriptură ca într-o oglindă, vedem cât se poate de clar. E limpede că acționăm greșit, gândim greșit, iubim greșit, voim greșit. Toate aceste realități din viața noastră, cât se poate de specifice existenței noastre, se văd de la trei poște. Nu-i cazul să le dezbatem așa de pe o poziție de apărare cauzată de cine știe ce ofensă adusă nouă. Nu! De greșit greșim în toate privințele. Prin urmare, orice om, chiar unul care nu crede în realitatea existenței lui Dumnezeu, un ateu, să zic așa, n-are cum să nu recunoască că ființa umană are limite evidente, din a căror cauză greșește. Greșește în gândire, în simțire, în voire și așa mai departe. Pe lângă credință, această decizie de a ne încrede în Dumnezeu, în lucrarea pe care El a făcut-o pentru noi, în locul nostru, prin Hristos, este și pocăința, unul dintre elementele care aduc schimbare. Ce înseamnă această pocăință și cum pocăința aceasta ne dezlipește de păcat? Da, din nou revenim la esența esențelor. Credința este întotdeauna însoțită de pocăință. Nu există o realitate duhovnicească, spirituală, concretă, care să le separe cu cele două, pentru că avem practic aici, prin aceste două cuvinte, care aduc cu sine, poartă în sine niște imagini. Revin la ideea asta, imagini. Eu așa funcționez destul de bine vizual. Credința este încredere. Credința presupune faptul că eu hotărăsc, nu în necunoștință de cauză, nu, hotărăsc citind despre Iisus, auzind despre Iisus, gândind despre Iisus, simțind despre Iisus, voind să iau o decizie în privința asta, hotărăsc să-mi pun încrederea în El. E ca și cum, ca și un copil din ăsta, copil mai mititel, care își pune încrederea în părinții lui. Fiul meu, Ezra, pe vremuri, avea o frică din asta majoră, era frică să se urce cu scările rulante. Dar când îi întindeam eu mâna, mă lua de mână și nu mai avea nicio problemă. Cam așa funcționează esența credinței. Îmi pun încrederea în Dumnezeu știind că este o persoană care nu mă înșală. Iar pocăința care există alături de credință,
nu face altceva decât, așa cum ne învață Noul Testament, să ne schimbe maniera de a gândi. Pocăința este o gândire nouă, un psihic resetat, să zic așa, un psihic care învață să gândească altfel, un psihic a cărui rațiune știe să gândească într-o altă manieră, un psihic ale cărui sentimente sunt învățate să iubească altfel, să simtă altfel, un psihic a cărui voință știe, pentru că a învățat, știe să decidă într-o altă manieră. Asta e de fapt pocăința, să ne schimbăm maniera de a gândi, maniera de a iubi, maniera de a voi și de a acționa la modul cât se poate de concret, pe baza acestei credințe, punându-ne încrederea în Dumnezeu, crezându-L 100% cum ar veni pe cuvânt. Adică, în caz concret, dacă deschidem Scriptura și citim acolo ceva despre Dumnezeu, să credem acel lucru exact așa cum este scris acolo. Unele teologii prezintă voința noastră ca fiind slabă și faptul că nu avem acea tărie a voinței ca să ne punem încrederea în Hristos și nici resursele suficiente pentru a ne deslipi de păcat. Cum vezi rolul voinței aici în toată această dezbatere? Pentru că am accentuat credința e o decizie, pocăința este o schimbare a minții. Cum văd rolul voinței în această decizie? Păi, sau în acest complex de situații dominat de credință și de pocăință? Păi așa cum văd rolul, cum să zic eu, rolul oricărui alt compartiment al psihicului uman. Dacă vorbim de psihicul uman care acționează în această situație, vorbim nu doar despre voință, da sau ba. Vorbim despre rațiune, că doar citim Scriptura, nu? Citim, hai să zic, deschidem Noul Testament, că e mai scurt. E de 4 ori mai scurt decât Vechiul Testament. Și citim acolo. Nu doar voința noastră este pusă la test acolo, nu doar de voință ni se vorbește acolo. Citim și ne folosim rațiunea, adică sper că asta face. Citim Noul Testament, folosim rațiunea. Dar în egală măsură se acționează, Noul Testament de fapt acționează nu doar asupra voinței și rațiunii noastre, ci și asupra sentimentelor noastre. Da? Păi, practic, noi nu avem cum, la modul practic, nu avem cum detașa voința de caracterul complex al tuturor celorlalte acțiuni psihice. Când vorbim despre voință, vorbim în mod cât se poate de natural și de logic despre rațiune și despre sentiment. Eu cel puțin așa înțeleg acest lucru. Pricep unde bate întrebarea și mă bucur că ai pus întrebarea asta. Este voința noastră liberă sau nu este? Sau este voința noastră mai slăbuță sau nu este? Este exact așa cum este întregul nostru psihic. Cum este rațiunea noastră, cum sunt sentimentele noastre, așa este și voința noastră. Și dacă revenim la problematica păcatului, n-ar fi rău să ne gândim un pic și să judecăm cu Scriptura în față. Practic, când păcatul acționează în viața cuiva, ce afectează? Adică noi ne naștem în lumea asta, ni se spune în Scriptură că ne naștem cu această natură păcătoasă. Discutam mai la început despre realitatea naturii noastre, care este afectată de păcat. Are o problemă. Păcatul ăsta ce afectează? Afectează doar rațiunea noastră? Afectează doar sentimentele noastre? Și cumva scapă voința noastră de sub puterea și influența nefastă a păcatului? Nu cred. Ni se spune în Scriptură că eram, zice Apostolul Pavel foarte clar și imaginea asta domină discuțiile din acest domeniu, eram morți în greșeli, eram morți în abatere, eram morți în păcate.
rațiunea noastră, sentimentele noastre, voința noastră erau total incapabile. În absența Evangheliei, sunt incapabile să iau o decizie în privința lui Hristos. Dar în clipa în care auzim Evanghelia, că de-aia e importantă predicarea Evangheliei, de-aia la biserică predicăm Evanghelia, de aceea în afara bisericii, în afara slujbelor bisericești, de luni până sâmbătă, ar trebui să predicăm, să vorbim despre Evanghelie. Pentru că în absența auzirii Evangheliei, credința vine prin auzire, mi se spune în Scriptură, voința noastră, sentimentele noastre, rațiunea noastră, tot psihicul nostru este incapabil să ia decizii corecte. Deci, am încercat slabă e și rațiunea, slabă e și sentimentele. Asta am spus. Am încercat să răspundem cumva la o obiecție pe care am auzit, o obiecție populară: nu pot să nu mai păcătuiesc, nu pot să încerc, dar nu pot. Și de fapt ai și dat răspunsul, siguranță că nu putem, avem nevoie de Evanghelie care să ne schimbe și să ne dea voința necesară pentru a voi pentru Dumnezeu. Da, bine zicea Augustin, nu pot să nu păcătuiesc. Asta este înainte de a auzi Evanghelia. Un om care nu aude despre Iisus, despre dorința lui de a ne scăpa de această realitate a păcatului, care nu e doar una morală, repet, nu este doar o chestiune de moralitate păcatului, este și o chestiune de ontologie, ce ține de ființa noastră. Ființa noastră este caracterizată de această existență a păcatului în ea, în natura noastră, fapt care, mi se spune și în Vechiul Testament, pune un fel de zid, da? De despărțire între noi și Dumnezeu. Suntem literalmente despărțiți de realitatea frumuseții, complexității, a sfințeniei lui Dumnezeu în absența Evangheliei. Deci nu pot să nu păcătuiesc înainte să aud Evanghelia, dar după ce aud Evanghelia, pot să nu păcătuiesc. Deși asta nu mai înseamnă că gata, nu mai am nicio manifestare concretă a păcatului în viața mea. Nu, ni se spune foarte limpede în Noul Testament că nu ni se ia natura asta păcătoasă. Noi rămânem cu natura păcătoasă în noi. Ăsta e adevărul. De aia dacă nu vine Domnul Iisus, nu revine Domnul Iisus să ne ia împreună cu El, vom ajunge să trecem prin experiența morții fizice. Foarte limpede în Scriptură. Mi se pare, clar ca lumina zilei. Dar așa cum ne învață și Apostolul Ioan, nu e voie ca această, cum să-i spun eu, viețuire a noastră în lume să fie caracterizată de păcat cum era înainte. Rămâne în noi această natură stricată, această natură cu probleme, dar noi avem un psihic nou, avem o nouă gândire, avem sentimente noi, avem o voință nouă care ne învață încet, încet să o rupem cu păgânătatea. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a privit întotdeauna cu bunăvoință. Dumnezeu se manifeste cu bunăvoință. Harul ne învață, spune Apostolul Pavel. Adică bunăvoința lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea. De aceea pocăința asta este un proces care, în mod normal, duhovnicește vorbind, ar crește în fiecare zi. Învățăm în fiecare zi să ne depărtăm de anumite obiceiuri proaste, rele din viața noastră. Învățăm în fiecare zi să gândim altfel, să iubim altfel, să voim altfel, în așa fel încât distanța dintre noi și manifestarea concretă a păcatului în viața noastră să crească cât mai mult. Dacă ar fi să ne uităm la cum ajungem să păcătuim și să săpăm puțin mai adânc în acest aspect, Scriptura cumva ne arată că până la fapta păcătoasă există un traseu. Iacov ne vorbește despre lucruri care sunt în spate. Care sunt mecanismele din spatele acțiunii păcătoase? Da, exact la Iacov m-am gândit, la versetele, cred că 14 și 15 din primul capitol, unde apostolul Iacov ne spune verde în față, cât se poate de așa de peșleau,
În primul rând că nu Dumnezeu ne îndeamnă la păcat, să fie foarte clar. Dacă cineva are impresia că oarecum Dumnezeu are niște mecanisme din astea care ne determină să păcătuim, să ne iasă gândul ăsta din cap. Dumnezeu nu are nimic a face cu păcatul. Noi avem de a face cu el. Așa că Iacov ne spune foarte clar, fiecare dintre noi, fiecare ființă umană, fiecare individ, bărbat și femeie, este ispitit când este atras de pofta lui însuși, spune el, și momit. Și apoi, spune el, când pofta a zămislit, dă naștere păcatului, iar păcatul, odată făptuit, odată făcut, odată realizat, aduce moartea. Deci ăsta este mecanismul. Avem în noi, de-aia discutam noi aici de la bun început despre natură, avem în noi ceva care ne îndeamnă la gânduri păcătoase, la sentimente păcătoase, la manifestări concrete păcătoase ale voinței și care toate puse la oaltă duc la acțiuni caracterizate de Scriptură ca fiind drept păcătoase. Dacă supără cuvântul ăsta, putem să îl înlocuim cu orice altceva, că realitatea din spatele lui oricum nu o schimbă. Aia e foarte limpede. Deci e important. Și de aici mi se pare mie că reiese importanța fundamentală a lui Hristos. De ce a venit Hristos? Adică citim în Noul Testament, mă gândesc la un ateu care citește prima oară și vede acolo că Dumnezeu, în calitate de creator al acestui univers, hotărăște, el existând ca treime, ca sfântă treime, da? Ca tată, ca fiu, ca duh, hotărăște ca în persoana fiului, în persoana logosului, cum ne explică Ioan, să se întrupeze, să vină printre noi și culmea culmilor să moară pentru noi și apoi să învieze din morți pentru noi, de dragul nostru. Asta este o chestie foarte greu de procesat, așa, rațional, sentimental, volitiv, pentru că de ce și-ar bate capul Dumnezeu cu așa ceva? Dar noi suntem făcuți într-o manieră cu totul specială, ni se spune în Scriptură de la bun început că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Suntem, purtăm ceva din Dumnezeire. Noi nu degeaba a hotărât Dumnezeu în Hristos să se întrupeze. De ce ar fi murit Hristos pentru noi? De ce ar fi făcut acest gest de neimaginat, de neînchipuit? Pentru că nu am fi fost în stare să reparăm această problemă a păcatului singuri. Lăsate așa de capul nostru, nu am fi fost în stare și nu suntem în stare și în viața vecilor nu vom fi în stare să rezolvăm realitatea prezentei păcatului în viața noastră cu de la noi putere. Singur nu avem nicio. Cum știm că o atitudine sau o acțiune a noastră sunt păcat? Pentru că adeseori sunt confuzi cu privire la reperarea, identificarea păcatului și eticheta de păcat este pusă pe tot felul de acțiuni sau atitudini. De unde știu că o acțiune sau atitudine este păcătoasă? Foarte bună întrebare, da. Genul de întrebare de care nu scap nici eu la cursuri niciodată. Cel puțin două surse avem când vine vorba de identificarea corectă a, să spune, a realității păcatului în acțiuni sau în realitatea complexității psihicului uman. În primul rând, cugetul, conștiința. Da? Ne se spune în Scriptură că e nevoie de o conștiință curată, de un cuget curat. Propria noastră conștiință, chiar și înainte de a auzi despre Evanghelie, despre mântuire, despre posibilitatea de a scăpa de păcat, despre posibilitatea existenței păcatului, că unii își închipuie că asta nu este o problemă sau este o non-problemă. Ne spune conștiința la un moment dat, nu în toate privințele, dar în suficient de multe privințe, ne atenționează. Noi, ai grijă, nu face lucrul ăsta. Nu te duce în direcția asta, nu acționa așa, stai un pic și gândește-te. Deci, în primul rând, conștiința noastră, dacă nu ne-am născut
cu probleme psihice majore, nu suntem psihopat sau sociopat, cu siguranță celor mai mulți dintre noi conștiința, cugetul ne va da ghes, ne va spune stop, stai, oprește-te, mai gândește. Și apoi, după cum aflăm din Scriptură, Scriptura însăși este sursa surselor când vine vorba despre identificarea unor acțiuni ca fiind caracterizate sau nu de păcat. Și aici îmi pare rău să anunț pe cei care nu vor să citească Scriptura, dar dacă își doresc cu adevărat, musai să deschidă Scriptura, toți suntem obligați să facem acest lucru și să ne verificăm, așa cum spuneai tu, ca într-o oglindă, să ne verificăm gândurile, sentimentele, voința, acțiunile pe baza indicațiilor, pentru că sunt niște indicații acolo pe care le primim în Scriptură. Este în ultimă instanță mai simplu decât ne-am închipui și pe măsură, o știm cu toții, pe măsură ce citim Scriptura, pe măsură ce observăm maniera în care Scriptura definește anumite acțiuni ca fiind păcătoase, conștiința începe să se plieze mai mult pe aceste realități duhovnicești prezentate în Scriptură și învățăm din mers, citind Scriptura, apropiindu-ne de Hristos, fiind într-o comuniune permanentă, practică, în calitate de credincioși, așa suntem, într-o comuniune permanentă cu Domnul Iisus prin Duhul Sfânt, învățăm ce este acela păcat și învățăm cum să stăm, cum să spun, la o distanță cât mai mare de gânduri, sentimente, voințe caracterizate de așa ceva, plus acțiunile generate de ea. Deci avem un for interior care are rolul de a ne conștientiza cu privire la păcat și la fapta păcătoasă. Unii poate că ar spune că este o dimensiune subiectivă a aprecierii cu privire la păcat, dar avem un for exterior, o dimensiune obiectivă, care este Sfânta Scriptură, unde avem și îl avem pe Duhul Sfânt. Potrivit Scripturii, locuiește în noi, acționează în noi, nu știm cum, habar n-avem, dar prezența lui este reală, este duhovnicească, este spirituală, este cât se poate de adevărată și Duhul Sfânt ne dă ghes pe baza Scripturii să știm, să înțelegem ce este acela păcat și cum putem să, cum să spun, să facem un management optim, dacă mi se îngăduie expresia asta, așa, zona economiei, a propriei noastre vieți până la punctul la care măcar în zona propriei conștiințe, adică a manierei în care reușim să ne raportăm la ceea ce facem, să evităm cât putem gânduri, sentimente, manifestări ale voinței și acțiuni caracterizate de păcat. Pentru că dincolo de asta, îmi pare rău să o spun, dar asta e realitatea, avem și așa numitele păcate pe care Scriptura le numește făcute din neștiință, despre care nu suntem conștienți, habar nu avem despre ele. Și aici discuția teoretic s-ar complica, deși nu se complică, pentru că știm că în Hristos toate păcatele sunt spălate. Cineva care a fost eliberat de păcat și a fost adus într-o stare mai bună este numit sfânt în Scriptură. Aș vrea să te întreb, oare putem pune semnul de egalitate între moralitate și sfințire? Nu, ar fi foarte ușor și n-am mai avea nevoie de Hristos dacă am putea să punem semn de egalitate între cele două. Moralitatea este un complex de factori care determină o persoană ce nu se află într-o legătură directă, reală, într-o comuniune reală, cât se poate de adevărată cu Dumnezeu. Deci un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, ca să o spun așa mai pe șleau, poate trăi o viață morală în măsura în care propria conștiință îl direcționează în această privință. Însă sfințenia presupune un pic mai mult decât atât. Sfințenia, în primul rând, nu este posibilă în absența prezenței lui Hristos în noi.
Hristos nu poate să vină în noi fără Tatăl, ne spune foarte clar în Evanghelia după Ioan. Iar această prezență a Tatălui și a Fiului în noi nu se realizează în absența lucrării concrete pe care o face Duhul Sfânt. Practic, noi suntem locuiți de Sfânta Treime, de Tatăl, de Fiul, de Duhul. Suntem purtători nu doar de Hristos, ci suntem purtători de Duh. Suntem purtători ai Tatălui, suntem purtători ai Sfintei Treimii. Ei, în clipa în care noi avem parte de această frumoasă realitate a prezenței spirituale a lui Dumnezeu însuși în viața noastră, putem vorbi deja despre sfințenie. Din care izvorăște o nouă moralitate. Prin intermediul pocăinței și a credinței, a schimbării care se realizează în noi, la nivel psihic, pe baza căreia începem să gândim altfel, să simțim altfel, să voim altfel și, în ultimă instanță, să acționăm, să trăim altfel. Deci am putea spune conștiința ne poate face moral, dar conștiința, fără lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin Hristos, prin lucrarea Evangheliei, nu ne poate face sfinți. Corect. Asta este adevărul adevărat. Mai avem foarte puțin și trebuie să ne apropiem de încheiere. Aș vrea să te întreb cum ar trebui să predicăm învățătura despre păcat într-o lume în care să nu ofensăm, și interesant este că această idee cu ofensa sau corectitudinea politică care a apărut în societate tinde cumva să învăluie inclusiv pe cei din biserică. Ai vorbit despre mine, ai punctat păcatul meu, m-ai ofensat, m-ai jignit. Interesant este cum societatea curtează cumva pe cel credincios și îl aduce într-o astfel de atitudine. Cum ar trebui să predicăm învățătura despre păcat? Acum, da, am o singură gură și nu pot vorbi în același timp multe lucruri, că aș fi vrut să spun trei lucruri odată. Ca să dau un răspuns simplu, așa cum ne-a fost dat. Deci exact așa cum ne-a fost dată, pentru că societatea și omul în general nu e caracterizată societatea umană de corectitudine politică doar acum. Întotdeauna au existat, în orice etapă istorică, în orice perioadă istorică, au existat anumite tipare de gândire care unora le-au generat astfel de sentimente mai sensibile și întotdeauna unii s-au simțit, se simt și se vor simți ofensați de anumite aspecte ale gândirii sociale. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, întotdeauna oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, din rândul cărora am fost și noi odinioară, se vor simți ofensați de Evanghelie. Asta e adevărul. Pentru că lumea ne învață să gândim într-un fel, iar Evanghelia ne învață să gândim într-un alt fel. Sunt două tipare de gândire care nu se potrivesc, nu s-au potrivit niciodată și nu se vor potrivi niciodată. Prin urmare, reprezentanții unora se vor simți ofensați de reprezentanții celelalte părți, cu toate că noi, în calitate de credincioși, nu ar trebui să ne simțim ofensați de ceea ce ni se spune, pentru că, uitându-ne în Scriptură, vedem pe Hristos ofensat în ultimul hal, adică nu El s-a simțit ofensat, dar a fost El luat așa în șuturi până la punctul la care a fost pus pe cruce și a murit pentru noi. Deci noi n-ar trebui să ne simțim ofensați. Faptul că cei din lume se simt ofensați de realitatea păcatului este o chestiune normală pe care noi ar trebui, în calitate de credincioși, să o privim ca atare, să o acceptăm ca atare. În momentul în care cineva nu se simte ofensat de realitatea păcatului, înseamnă că nu prea știe ce e la păcat. Nu cunoaște gravitatea și seriozitatea realității păcatului din propria viață, din societate în general. Prin urmare, îi lipsește un discernământ, moral minim. Nu vorbesc de cel duhovnicesc, de care nu are cum să aibă parte până nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Deci, da, lumea se simte ofensată. Noi știm acest lucru, prin urmare trebuie să predicăm Evanghelia exact așa
cum ne-a fost dată, cum ne-a fost lăsată, exact așa cum se regăsește în Scriptură, spunându-i păcatul în păcat, caracterizând acțiunile, gândurile, sentimentele, voința noastră în funcție de realitatea păcatului, așa cum o regăsim în Scriptură, și de aici, practic, pornește activitatea noastră, viața noastră de credincioși. Noi, în fiecare zi, trebuie să predicăm Evanghelia, să vorbim despre Hristos, despre păcat, despre răscumpărare, despre mântuire, despre o viață trăită în credință și pocăință de luni până duminică. Deci, cu alte cuvinte, Evanghelia nu a venit să ne dea bucurie fără pocăință, și Evanghelia ne-a venit să ne dea bucurie prin pocăință, și înainte de a fi fericire, a fost frângere, a fost pocăință și este pocăință mereu și mereu. Da, e frumoasă imaginea asta, nu m-am gândit la ea. Într-adevăr, Evanghelia nu are cum să dea fericire în absența pocăinței. Pocăința asta, în clipa în care ne dăm seama că pocăința, de fapt, nu este o chestie din asta bisericească, cu care îi pognim noi pe oameni în moalele capului, de luni până duminică, încercând să-i facem să devină mai bisericoși, să vină cu noi la aceștia ce slujbe din astea duhovnicești de la biserică. Nu, pocăința, așa cum o găsim în Scriptură, este o schimbare fundamentală a manierei în care gândim, simțim, voim și trăim până la urmă. N-ai cum să înțelegi o altă realitate, o nouă realitate, dacă nu schimbi modul în care gândești. Asta e pocăința, este o realitate totalmente schimbată a întregului nostru psihic, a întregii noastre existențe în lumea asta, trupească până la urmă, care ne ajută să gândim altfel, să iubim altfel, să voim altfel, să trăim altfel. Mai frumos, după Scriptură. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiunea aceasta, dialogul pe care am putut să ducem în seara aceasta, și am vrea să închei spunând celor care ne-au urmărit că în seara aceasta mesajul a fost unul de speranță, și această speranță se găsește tocmai în faptul că Iisus Hristos a venit ca să ne elibereze de păcat, și că păcatul poate să fie dat la o parte din viața noastră prin lucrarea Domnului Iisus Hristos, a Duhului Sfânt, a Evangheliei, și noi atunci când credem și recunoaștem păcatul, Dumnezeu aduce o viață nouă. Și asta este vestea bună, și le dorim tuturor ca să avem o astfel de viață nouă și o astfel de umblare împreună cu Domnul. Mulțumesc pentru participare la emisiune și mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. O seară bună le dorim tuturor. Dumnezeu să ne binecuvinteze.